octombrie 2020, că va avea loc ședința de constituire a comitetului al Consiliului Local al Comunei Bârsănești. Vă fac cunoscut că ședința va fi condusă de către doamna juristă Leica Mădălin. Bună ziua! În baza ordinului prefectului 341-13 a 10-2010, am fost desemnată ca reprezentant pentru ședința de convocare la ședința de constituire a Consiliului Local, care a fost prin ordinul prefectului 355-20 a 10-2010, convocată pentru astăzi luni, 26-10-2020, ora 10, pentru a participa la ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Bârsănești. Având în vedere ordinul prefectului județului Bacău, numărul 225, din 14-7-2020, pentru Comuna Bârsănești, numărul consilierilor locale este de 13. Aurelia? Prezența este aici. Da, numărul consilierilor locali validați de judecătoria Onești prin sentința civilă 406 din data de 13-10-2020 pronunțată în dosarul 4631/270/2020 este de 14. Numărul consilierilor locali validați prezenți este de 14. Numărul consilierilor locali validați absenți este de 1 în persoana domnului Axumeu Cătălin Ionel, care se află de plasare în străinătate în interes de serviciu. Scopul ședinței este constituirea Consiliului Local al Comunei Bârsănești, depunerea jurământului de către consilierii declarați aleși, al cărui mandat au fost validate, și depunerea jurământului de către domnul primar, care deocamdată nu putem face asta, în momentan, pentru că n-a venit sentința de validare de la judecătorie, având termen pe data de 28. Lucrările ședinței de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, respectiv domnul Lazar Ion, rugăm să așa, și cei ajutate, doi tineri, cei mai tineri consilieri, domnul Grigore Vlad Costel și doamna Porfu Georgiana. Vă rugăm, vă invităm la țărâni cel mai mare. La? E domnul Pușcașul, că e cel mai mare. Noi, dar e mai nou, mai nou. Domnul Pușcașul e nou, poate și el să... Dar e 58, domnul Lazar, și domnul 59. Corect. Da. Înainte de a vă invita la prezidiu, domnul președinte de ședințe, domnul Lazar, și cei doi consilieri mai tineri pentru a fi ajutat domnul Lazar, să dăm citire sentinței civile 406 din 2020, pronunțată în ședință de Consiliu, intrată de 13 octombrie 2020, de către judecătoria Onești, în dosar 4631/270/2020, în care spune: admite propunerea BO electoral de circunscripție electorală numărul 13 a Comunei Bârsănești, județul Bacău. Validează mandatele de consilier local ai Comunei Bârsănești pentru numiții Căman Maria, a Anei Claudiu Cornel, Lazar Ion, Anei Felix, Blănaru Gheorghe, Mihai Gheorghiță, Preda Benone, Grigore Vlad, Pârvu Georgiana, Munteanu Alin Costel, Miron Costel, Pușcașul Grigore, Axinoiu Cătălin Ionel și Botezatul Gelu. Vă invităm pentru a... Doamna secretară, dar să vă rog fiecare consilier pe
trebuit să plec cameră pus. Adică a trebuit Biblia și să se ia fața spre cameră pe care. Suntem aici acum, pregătiți cu totul. Eu zic să eliberăm o masă dacă trebuie să sau mai așa și până acolo Biblia. Vezi partea asta din noastră, ce rămâne acolo, bine? Subsemnatul Anei Felix, consilier în
cazul Consiliului Local Bursănești, județul Bacău, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Bursănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. La Lalu Gheorghe, Partidul Social Democrat. Plenarul Gheorghe, consilier în cadrul Consiliului Local Bârsănești, județul Bacău, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterea și în priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Bârsănești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Doamna Maria. Partidul Social Democrat. Jurământ. Subsemnata Doamna Maria, consilier în cadrul Consiliului Local Bârsănești, județul Bacău, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Bârsănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Grigore Vlad Costel. Partidul Uniunea Salvați România. Da. Subsemnatul Grigore Vlad Costel, consilier în cadrul Consiliului Local Bârsănești, județul Bacău, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Bârsănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Lazar Ion, consilier în cadrul Consiliului Local Bârsănești, județul Bacău, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Bârsănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Miron Costel, consilier în cadrul Consiliului Local Bârsănești, județul Bacău,
Depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei de Sănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnatul Munteanu Alin Costel, consilier în cadrul Consiliului Local Bâsănești, județul Bacău, depun în fața Consiliului Local procurorul Jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Bâsănești. Așa să-mi ajută Dumnezeu. Depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Bâsănești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Ce scuze să ținem în final. E primul jurământ care are bun. Așa, 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 așa. E primul. La armată, domnule. E major la armată. La armată de pus sau la armată? Preda Benonica.
o intervenție scurtă, dacă se poate. Pentru că este un moment totuși solemn și noi am pierdut pe drumul între consilierii noștri de bază. Propun să ținem un moment de reculegere de 2 minute în onoarea celor care a fost Stanciu Georgescu. Dumnezeu să vă odihnească în pace. Declar încheiată ședința privind ceremonia de constituire Consiliului Local.